Bună ziua! Nu vă supărați, aveți încredere că se va mai reface piața centrală? Credeți că vom avea o piață cândva, măcar cum a fost? Ce părere aveți? Da, nu și la mulți ani. Bună ziua! Salut. Credeți că vom avea o piață cum a fost? Va mai fi aici o piață construită? Va fi, da. Cam când așa estimați că se vor termina lucrările? La anul, când sunt alegerile, o începe și după terminarea alegerilor o termină. Mulțumesc! Ce spuneți? Primarul nostru care este acum, la primul mandat a zis că acolo hala îi face cupolă. Și așa ne-a făcut prelata aia care a făcut-o. Un cort. Ăla, da. Un cort țigănesc, da, păi, să spunem. Da. Ia uite, lumea trăiește și din adunat prin gunoaie, vedeți? Aici nu știu ce ieșit. Aici unde sunt tarabele vor să facă parcări pentru mașini. 25 de mașini aici, 25 acolo. Și pe strada acolo, taxiuri. Lărgește strada Piața Mare pentru taxiuri. O idee bună, nu? Taxiul la o piață? O fi idei bune, da? Știu eu. Cum vor fi finalizabile? Sunteți călărășean, da? Stau aici, dar nu sunt călărășean. Și alte orașe cum vă fac impresia? Alte piețe din alte orașe, cum sunt, domnule? Ne putem compara cu alții, cu alte orașe? De vreo 16 ani n-am mai umblat nicăieri decât acei piațe și înapoi. Așa, din amintiri? Din amintiri, cum era, era altfel față de Călăraș. Alte orașe. Alte orașe era altfel. Dar cred că s-au dus dracu toate. S-a dus. Cred că s-au dus dracu toate. Bine. Să ducem în continuare. Să sperăm că nu. Părerea mea. Doamne ajută, vorba primarului. Să nu fie așa.